Contrele între cei doi politicieni au început după ce liderul AUR a organizat un meeting în timp ce reprezentanții PNL se aflau în ședință. Președintele Consiliului Județean Suceava a fost primul care a lansat invitația. George Simion, te aștept la Casa de Cultură, eu sunt aici, sunt bărbat și mi-asum să lupt pentru Bucovina. Ai scos o hârtie că vrei Bucovina înapoi, eu o vreau înainte spre lumea civilizată. La rândul său, liderul AUR a replicat. O face domnul Gheorghe Fluturi că nu mă găsește. Sunt aici cu 3.000 de oameni după mine, îl așteptăm. O să ne ducem, nu-i nicio problemă, nu lăsăm o treabă neterminată, ne ducem, îl căutăm și la Casa de Cultură, vedem unde s-a ascuns, îl căutăm și la Gura Humorului, îl căutăm și la cei care îi ascund banii. Mergem, mergem. Că știm tot. Poate vedem și unde și-a angajat neamurile pe la București. Susținătorii AUR l-au acuzat pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Fluturi, că a pus stăpânire pe județ și i-au cerut demisia.